Acum că ați ajuns aici, trebuie să știți câteva lucruri. Dacă sunteți evrei, veți rezista maxim 2 săptămâni. Dacă vreunul dintre voi este preot catolic, va rezista o lună. Iar restul veți rezista maxim 4 luni. Aici nu suntem la sanatoriu, acesta este un lagăr. Dacă nu vă convine, puteți să fugiți, să încercați să scăpați, aruncându-vă în gardurile alea electrificate cu 380 de volți. Așa au fost întâmpinați cei peste 1.500.000 de oameni care și-au pierdut viața aici, în lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau. Salut, salut, dragi prieteni, vă spun exact de la intrarea aici, de la Auschwitz, am avut o mică problemă. Rucsacul nu ai voie să-l iei cu tine, îți acceptă doar chestii foarte, foarte mici. Problema este că am telefonul și buletinul, pentru că trebuie să prezinți un act de identitate la intrare și chestia asta este puțin enervantă. Mai avem acum 6 minute până putem să intrăm și sper să nu comenteze ăștia că am microfon la cameră, că nu știu, sper să nu se ia nimeni de mine. Prima treabă care te uimește aici este legată de cât de bine s-au organizat oamenii. Aici mă vedeți cum am trecut printr-un portal de ăsta prin care se dezinfecteze, dar eu nu știam că n-am voie să filmez. Și de-abia acum mi-am dat seama. Ajungi frumos în curtea interioară și în curtea interioară trebuie să aștepți ghidul. Eu am fost în tura de la ora 12:40 de minute și fix la ora 12:40 de minute am început. Am fost 15 persoane în grup și am avut un ghid extrem, extrem de... A fost foarte tare omul. Aici avem poarta principală, Arbeit macht frei, sunt convins că nu pronunț bine, ceea ce înseamnă te vei elibera doar prin muncă, dar nu vă gândiți acum că te elibera, a te elibera înseamnă că vei supraviețui, înseamnă că vei muri mai repede dacă muncești. Sau vei muri mai lejer dacă muncești. Nu vei suferi poate atât de mult. Pentru că cei care nu munceau erau gazați instant. În această parte aveam o scenă foarte mare, era amplasată aici, cu o orchestră, care voia să, evident, să facă atmosfera cât mai ok. Iar aici avem harta, ce ne prezintă diferența enormă pe care o vom vedea între lagărul Auschwitz și Auschwitz-Birkenau. Aici, în dreapta jos, avem Auschwitz-ul, cel în care mă aflu în secunda asta, iar Birkenau este mai sus și este mult mai mare. Iar aici intrăm într-o serie de încăperi, de-a lungul cărora ne vor fi prezentate o grămadă de dovezi ale genocidului. Asta este harta care ne prezintă cum toți evreii din Europa au fost aduși toate colțurile Europei către Auschwitz. Avem acolo și din România, am văzut din Oradea, din Cluj-Napoca, în general din zona Transilvaniei, pentru că știți, foarte mulți evrei au venit din Ungaria. Și aici vedem cum au fost oamenii omorâți, câți oameni, de fapt, 1.100.000 de evrei. Evreii reprezintă o rasă care trebuie să fie în totalitate exterminată. Repetați fraza asta în cap și gândiți-vă cât de, nu știu, cum au putut să fie acești oameni. Aici avem diverse secvențe care ne arată evrei din Ungaria care au venit. Aici vedem frumos selecția. Avem acolo ofițeri SS care îi trimiteau pe acei oameni la moarte. Iar aici avem o machetă cu camerele de gazare, cu aglomerarea de oameni care era acolo înăuntru, cu, iertați-mă că spuneam, cu materiile fecale, cu sângele, cu tot ceea ce se putea, ce trebuie să vă imaginați voi. Iar astea sunt canistrele cu Ziclon B, substanța folosită pentru a extermina pe evrei. Aici avem ochelari, foarte, foarte, foarte multe perechi de ochelari. Aici alte obiecte personale, în partea asta cred că sunt periuțe de dinți, da? Iar asta este o zonă foarte, pe mine m-a marcat foarte mult, aici sunt proteze, pentru că erau mulți oameni invalizi și evident că nu aveau nevoie de proteze pentru ceea ce urma să li se întâmple. Și protezele erau aruncate, evident. Aici la fel avem obiecte, vase, diverse lucruri.
Iar în partea aceasta sunt valizele. Fiecare om care ajungea într-un lagăr de concentrare avea dreptul la 15-20 de kilograme. Dar practic tu căreai astea degeaba, pentru că tu urma să fii omorât, deci asta era o minciună. Aici avem perechi de pantofi ce au aparținut copiilor care au murit în Auschwitz. Peste 250.000 de copii au fost uciși în acest loc oribil, iar în camera următoare, aici în stânga, asta e încălțăminte pentru bărbați, iar în fața acești pantofi au aparținut femeilor care la fel au fost ucise aici. Iar acum vreau să facem un scurt exercițiu. Am intrat într-o cameră în care nu am avut voie să filmăm. Și m-am gândit că prin acest video negru pot să vă explic într-un fel sau altul ce am trăit eu acolo. Deci am intrat în acea cameră, iar în acea cameră aveam foarte mult păr. Dar când vorbim de păr, vorbim păr ce fusese luat de la femeile, de la bărbați, în principiu de la femeile care fusese omorâte acolo. Și trebuie să vă imaginați așa, o cameră enormă în care ghidul ne-a spus că aveam păr acolo de la aproximativ 20.000 de persoane. Deci 20.000 de persoane și era o cameră enormă. Bine, o vitrină, evident, pus acolo. Și gândiți-vă că am avut peste 1.500.000 de persoane care au murit aici. Deci am încercat cumva să multiplic în capul meu, în mintea mea, am încercat să multiplic așa vizual ceea ce am văzut acolo, cât păr am putut să văd acolo, împletit, aranjat în toate felurile. Asta cred că a fost cea mai... A fost momentul care m-a marcat cel mai mult. Pentru că ai văzut ceva ce poți găsi pe tine, să spunem celelalte lucruri, încălțăminte, mai vezi, nu știu, o proteză, sunt lucruri care cumva sunt în afara ta. Dacă vezi păr, asta te șochează. În momentul în care ajungeai în Auschwitz, nu mai existai ca persoană. Nu mai aveai nume, nu mai aveai niciun fel de caracteristici, erai pur și simplu un număr. Atât. Deveneai un număr. Iar fiecare persoană era catalogată. De exemplu, dacă erai deținut politic, erai cu roșu. Dacă erai homosexual, homosexualii o pățeau rău de tot, erai cu roz. Aici avem toalete. Știu că poate nu par atât de nașpa, dar gândiți-vă că aveai mii de oameni ce trebuiau să folosească aceste toalete în maxim o oră. Absolut toți. Deci absolut toți. Era oribil. Deci oribilă senzația asta. Aici o să ajungem către zidul morții, așa se numea. Acum am intrat frumos în închisoarea din lagăr, pentru că așa ceva exista. Asta este o cameră în care erai pus. Înainte de a ajunge în camera următoare, aceasta, în care erai judecat, bine, judecat. În principiu ajungea aici, era clar, erai omorât. Da, trebuiau să fac asta de ochii lumii. Astea au niște patru suprapuse în care deținuții stăteau. Iar aici avem zidul. Deci te judecau acolo înăuntru. Ziceau, băi, te omorâm mâine, poi mine când o fi, da? Te puneau în camerele alea și mă, aici te omorau. Se preconizează că zeci de mii de oameni și-au pierdut viața în acest loc. Zilnic erau persoane omorâte non-stop exact în acest loc. Aici, dacă vedeți frumos, e o bară de care fusese răspânzurați foarte, foarte mulți oameni care au încercat o răscoală, o revoltă de aprilie 1943 și au fost omorți, lăsați acolo drept exemplu. Iar acum intrăm în camera de gazare, cred că asta este numărul 1 din Auschwitz 1, evident că încă în continuare suntem în Auschwitz 1. Nu știu dacă vă dați seama din video senzația de claustrofobie pe care o trăiește aici, deci este oribil. Iar aici sus în stânga era locul prin care se aruncau pastile de Ziclon B. Gândiți-vă, într-o cameră din asta trebuie să intrăm în normal. Nu știu, încăpeau, să zicem, 100 de persoane, 200 de persoane. Ei băgau 2000, pentru că aici avem frumos cuptoarele. Băgau 2000 pentru că Ziclon B-ul funcționează foarte bine la căldură și în momentul în care bagi mulți oameni înăuntru acolo, îi împingi, vă dați seama că se creează foarte multă căldură. Și oamenii nu știau, tu ajungeai acolo înăuntru și tu nu știai ce se întâmplă. Ție ți se spunea, vei fi dus la dușuri și te gândeai că vei fi dus să fii spălat și să fii, cum îi zice,
dezinfectat pentru a fi pus în camera ta, în locul tău. Asta credeau oamenii. Așa trăiau oamenii cu gândul acesta. Și până când ajungeau acolo, păi ce dau seama, vă dați seama că în ultima secundă realizau că, domne, aici o să fie sfârșitul. Oh, dureros, foarte, foarte, foarte dureros. Acum am terminat cu Auschwitz 1, ne îndreptăm către Auschwitz-Birkenau și ne-a spus ghidul, care e un tip extraordinar, că acolo este mult mai rău decât aici. Evident că tot ceea ce ați auzit voi, adică vocea, informațiile pe care le-am pus peste imagini, am filmat asta, am editat asta după când am ajuns acasă. Dar așa, ca o concluzie, știți că eu tot timpul când ajung în locuri de acest gen compar cu ce am văzut în Cambodgia, cu închisoarea S21 și cu Killing Fields. Bă, diferența majoră este dată de un cuvânt care se numește eficiență. Ăia erau super haotici în Cambodgia acolo, Pol Pot nu avea niciun fel de logică, omorau pur și simplu de dragul de a omorâ oameni, în timp ce aici se vede că nemții aveau totul foarte, foarte organizat, totul era extrem de bine pus la punct, sistemele, modul prin care adunau oamenii, modul prin care îi omorau pe oameni, totul trebuia să fie eficient. Chiar și lagărul, cum arată în sine, clădirile, cum sunt gândite. Da, eu de multe ori am spus că e mult mai rău acolo și că a fost mult mai rău ce a făcut Pol Pot în Cambodgia, pentru că mi s-a părut ultra random, dar dacă stau bine să mă gândesc acum, această mașinărie de ucis oameni e mult, mult mai nașpa decât haosul care a fost creat în Cambodgia de-a lungul, nu știu, din 1975 până 1970. Și nu, e dureros, foarte dureros. Continuăm. Hai că aici pot să vorbesc puțin, pentru că pe lângă faptul că nici nu-ți vine să vorbești când vezi așa ceva, gândiți-vă că e liniște totală, pe peste tot spune, băi, vă rog, nu vorbiți, nu faceți zgomot. Deci uitați-vă și voi cât de mare poate să fie ăsta comparativ cu Auschwitz 1. Deci ajungi la Auschwitz 1 și se pare că e oribil, mare, cum era gândit, dar ăsta e... Stai că ne-a spus omul, cred că de undeva la vreo 50 de ori mai mare decât Auschwitz 1. E Birkenau? Enorm. Of course they had the same function. This function was killing people by starvation, overwork, diseases, all these factors which I had mentioned already. Ideea este că o foarte mare parte dintre oamenii care erau aici au murit afară, nu în lagăr, pentru că evident stăteau aici în lagăr în timpul nopții, că aici dormeau, dar de dimineață de când se trezeau, lucrau către 11 ore, dar evident că nu lucrau în lagăr. Sau lucrau în lagăr în momentul în care se decideau ăștia, domnule, să extindă, să construiască mai multe barăci. Dar în principiu treaba asta se întâmpla afară, pentru că tot terenul din jurul lagărului, evident, că era tot deținut de naziști, clar. Nu exista cartiere de pace, nu erau populate și oamenii erau acolo afară. Și evident că tu erai acolo afară și acolo munceai, acolo murei, pentru că munceai prea mult sau acolo erai ucis în momentul în care, nu știu, nu le convenea astora ceva. Iar aici avem șina de cale ferată pe care veneau trenurile cu, era să zic prizonieri, cu, nu știu, cu victime mai mult, da? Deci veneau frumos din partea aia și vedeți, una, două, trei șine. Iar aici era zona de selecție, practic. Aici coboară oamenii, o să mergem acolo mai în față la acel vagon. Oamenii coborau și se zicea frumos, băi, cei care sunt apți de muncă, la muncă, cei care nu sunt apți de muncă, sau dacă eu eram ofițerul care selecta, eu decideam. Doamne, tu te duci în stânga, tu te duci în dreapta. Cei care se duceau în stânga, îi trimitea direct la camerele de gazare. Pe ceilalți îi mai foloseau puțin pentru muncă. Iar ăsta este exact un vagon în care erau aduși în ultima parte de activitate a lagărului,
Erau aduși circa 400, au fost aduși circa 450.000 de evrei din Ungaria, dacă vine să crezi. Nu, 450 de oameni din Ungaria, dintre care probabil cu 80 ceva la 100 au fost evrei, pe lângă asta au fost țigani, slavi. Da. Într-un fel e bine că am nimerit într-o zi din asta foarte călduroasă, pentru că pot așa oarecum să încerc să-mi imaginez un 1% din ce trăiau oamenii care care au murit și care au, și-au petrecut aici ultimele momente de, din viață. Gândiți-vă că stăteam în locul ăsta și iarna, frate, când era super fric și ați văzut mai devreme cum arătau hainele. Lăsând la o parte faptul că erau omorâți și erau chinuiți, mă gândesc la viața pe care o aveau aici, la viețile pe care le trăiau oamenii aici. Că erau mulți dintre ei care veneau și stăteau câte 3, 4, 5, 6 luni de zile până erau uciși. Și vă dați seama că trăiau oribil. Dar eu stau acum și mă gândesc, voi ați fi rezistat aici 3 luni de zile? Păi eu... Deci, cred că generația asta noastră care e obișnuită să comenteze la orice, care ne plângem din orice fel de chestie, nu ne convine absolut nimic, milităm pentru orice nebunie, pentru orice drept sau nedrept, avem așa o libertate din asta de care ne bucurăm, eu nu cred, frate, că am fi rezistat noi aici. Adică eu cred că după o săptămână muream și nu exagerez, adică nu vorbesc, zic muream ad literam, 100%. Voi ce părere aveți? And 400 meters away on the verge of the forest are ruins of twin crematoria number 4 or 5. They were a little smaller. In the depth of the forest are remainders of little white and red houses. First castle. Hai că a intrat puțin soarele în nori și pot să vă povestesc una alta. Aici avem o... Asta este camera de gazare numărul 2, așa se numește. Și era cea mai cunoscută, cea mai eficientă, ca să spunem așa. Doar că o vedeți în stadiul ăsta, deoarece în momentul în care rușii au intrat în Germania, prin ianuarie 1945, evident că nemții au distrus absolut tot, deci peste 90% dintre documentele pe care le aveau, ce atestau lucrurile care s-au întâmplat aici, au fost distruse. Iar asta a fost ceea ce au găsit rușii când au venit dinspre este. În momentul în care Germania a început să distrugă tot ce e aici, rușii erau undeva în partea la vreo 300 de kilometri și au avansat 500 de kilometri în 2 săptămâni. Deci știau că se poate de grea că dumne vor ajunge aici și vor vedea exact tot ceea ce am făcut. Gândiți-vă numai așa, în acest lagăr, în partea aia și aici, au murit peste 1.500.000 de... Hai să nu spun 1.500.000, spun 1.000.000 de persoane, da? Că avem vreo 400.000 care au fost în partea cealaltă, deci avem 1.000.000 de persoane aici. Au murit mai mulți oameni în aceste grupi decât au murit soldați americani și britanici în cel de-al doilea război mondial. Deci dacă vă vine să credeți, asta mi se pare de-a dreptul șocant. Gândiți-vă că cea mai mare parte a oamenilor care ajungeau aici, adică mai toți, oamenii nu știau ce li se va întâmpla. Toți știau că sunt trimiși la dușuri, că trebuie să fie spălați, dezinfectați, după care plasați în barăci. Și băgau într-o cameră din asta, nu pot să vă mai arăt acum, într-o cameră în care, în mod normal, puteau să stea, nu știu, 50 de persoane, îi băgau 2000. Doar imaginați-vă treaba asta. Exact ce vă spuneam mai devreme, deci suntem 15 în grupul acesta și am auzit cel puțin 5 persoane care voiau să mergem mai departe pentru că e foarte cald, pentru că sunt albine, pentru că îi înțeapă. Exact ce vă spuneam mai devreme, că nu cred că noi, oamenii anului 2020, am rezistat tratamentului la care au fost supuși săracii oameni care au fost aduși aici. În mod normal, înainte de a începe pandemia, aici aveau acces undeva la vreo între 10 și 15.000 de persoane. Acum au acces doar 2.000 și nu mai este voie să vii tu în timpul zilei, să te plimbi pe aici cât vrei. Se merge doar cu grup organizat pentru a evita contactul haotic dintre oamenii. Deci cât de mare poate să fie locul ăsta. Și gândiți-vă, așa cum v-am arătat și la Dachau Concentration Camp, astea e doar fundația, da? Și aici frumos arată furnalele sau coșuri sau ce astea, da?
Aici toate erau bărci. Ce ați văzut acolo la Dachau Concentration Camp e nimic comparativ cu ce au făcut ăștia aici. I-am mai dat omului acum la final 100 de zloți, deci am plătit cât 80, a fost turul și am dat lui 100. Nu m-am gândit inițial să dau, că nu știu, la ghid, în general, când mergi așa cu ghizi, nu prea plătești. Dar am văzut niște băieți care au luat bani și am zis, uite, bă, dacă lor nu le rușine, pot să dau și eu. Și aveam doar o hârtie de 100, că atât am luat cu mine. Băi, ce pot să zic? Ce pot să zic eu? E oribil ce s-a întâmplat aici și mi se pare și mai... Știi ce mi se pare mie cel mai nasol? Că încă sunt oameni care neagă evenimentele care s-au petrecut aici. Când toate lucrurile sunt extrem, extrem de clare. Adică nu încape niciun fel de îndoială că lucrurile chiar așa au fost. Este o experiență pe care trebuie să o trăiți. Dacă veniți în Cracovia, trebuie să trăiți această experiență. Ideea este că e foarte important să veniți cu ghid. Puteți să veniți după ora 4 sau după ora 5, dacă nu mă înșel, și e gratuit pentru 2 ore. Dar dacă mergi pe aici, fără să ai pe cineva care să vorbească cu tine, cu siguranță că nu vei înțelege foarte mare lucru și chiar i-am spus omului că, din punctul meu de vedere, povestea pe care el ne-a spus-o și cum ne-a prezentat-o, cum ne-a spus lucrurile, cum a narat întreaga acțiune, pe care eu sunt convins că nu am fost în stare să o fac, să se ridice la nivelul la care a făcut omul, dar da, deci luați-vă ghid neapărat. Luați-vă ghid. Eu sunt absolut șocat. Avantajul mare a faptului că am venit aici acum este dat de coronavirus. Faptul că nu sunt mulți oameni, că astăzi nici nu cred că au fost 1000 de oameni. Am întrebat pe ghid și mi-a zis că el nu crede că au fost 1000 de oameni aici astăzi. Ceea ce pentru cei care au fost și au vizitat Auschwitz, știu ce înseamnă. Dar eu o să las evenimente de aici să se scurgă așa în mine, pentru că e o încărcătură, e multă energie aici, frate, deci multă energie. Voi vă dați seama, să fii într-un loc în care au murit 1,5 milioane de oameni, copii, femei, oameni nevinovați, e oribil. Da. Mă duc acasă. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și ne vedem cu videoul următoare. La revedere!